Salutare, eu sunt Ioana. Bine ai venit sau bine ai revenit în bucătăria mea și pe canalul de YouTube. Dacă este prima dată când te afli aici la mine în bucătărie și pe canalul de YouTube, vreau să spun despre mine că eu fac rețete culinare din categoria baby friendly, sănătoase, ușor și rapid de preparat, potrivite pentru întreaga familie. Ba mai mult, îmi plac acel gen de rețete care fie amesteci toate ingredientele într-un bol, bagi la cuptor și gata preparatul final, fie îmi plac acele rețete care se fac singure, adică nu necesită niciun proces termic de coacere, fierbere, ab sau prăjire. Din această a doua categorie, vin astăzi către tine cu o rețetă. Pastă de sardine. Este un preparat bogat în proteine, omega-3, calciu și vitamina D. Se face atât de ușor și de rapid încât nu-ți poți imagina. Dar decât să-ți povestesc, hai mai bine să-ți arăt. Ingredientele de care ai nevoie sunt următoarele. 200 de grame de sardine, din acelea în ulei din care scurgi uleiul, 2 ouă fierte, zeama de la o lămâie și 70 de grame de unt. Cum procedezi? Pui în vasul blenderului sardinele, untul, ouăle și zeama de la o lămâie. Mixezi totul până obții o pastă. Transfer totul într-un castronaș. Și servești fie pe pâine sau pâine prăjită, pe crackers, acei biscuiți tari, sau alături de bastonașe de legume. Castraveți, morcovi, ardei roșii, ardei galbeni, ardei verzi, după preferințe. Este un preparat ideal pentru micul dejun, dar și gustare între mese, când ți-e foame și ai mâncat ceva bun. Dacă ți-a plăcut rețeta, te invit pe blog Joe's Baby Recipes să descoperi acolo și alte rețete la fel de ușor și rapid de preparat, gustoase, sănătoase, potrivite pentru toți membrii familiei. Și te mai invit să te abonezi canalului de YouTube și să pornești notificările ca să fii la curent cu toate rețetele pe care eu le împărtășesc cu tine. Așadar, spor la bucătărit și poftă bună! Te îmbrățișez! La revedere!